a lăsat niște legi pe care dacă te adaptezi la ele și mai apoi vii și cu partea de Kabbalah, cu literele și cu șpelul, cu succesiunea literelor, care îți explică exact care este partea sufletului pe care trebuie să o activezi, viața poate fi foarte frumoasă. Deci, ceea ce a făcut acest Moise sublim, a fost, mai ales acum în perioada asta de Pesach, și cele 613 porunci ale lui, pus ale lui, sunt ale lui Dumnezeu, de El le-a dăruit nouă. Și cu ce a făcut la Marea Roșie, când a pățit Marea Roșie în două și când cei care nu cred, așa, scepticii spun, hai mă, că așa ceva nu s-a putut întâmpla. Ei bine, s-a întâmplat. Este literalmente o descoperire a luminii celui care ne-a creat. Dar mai mult de atât, a lăsat în urma lui, împreună cu tot ceea ce ai menționat și tu, a lăsat o energie în care, în urma lui, fiecare aspect al negativității, al întunericului care există sau care se va manifesta în viața noastră, poate fi dislocat în această perioadă de Pesach, pentru că asta a făcut și el atunci când a ieșit cu evreii lui din Egipt. A făcut miracole, a avut încredere că lucrul funcționează, a avut încredere în creație. Adică exact ce avem și noi nevoie să facem, să avem încredere în faptul că nu suntem singuri pe planetă, noi trebuie să ne facem treaba noastră și să lăsăm lumina și Creatorul să-și facă și el treaba lui, că nu suntem singuri pe planete, pe planetă, el ne-a creat pe noi, nu noi l-am creat pe el. Ceea ce iată că în aceste zile ne este din ce în ce mai greu să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și să mai credem cumva în miracole sau să mai credem că mai avem, știu eu, speranță. Dar acum mai povestește-ne, pentru că mai avem foarte puțin timp și aș vrea să ne spui pe scurt despre ziua de mâine și despre... Eu nu mă pot abține să nu mă gândesc la ce vei face tu mâine, vei urca pe muntele Sinai. Eu am fost în Egipt și n-am avut ocazia și recunosc că nici nu m-am gândit să fac această călătorie, n-am avut chiar nicio idee. Acum mi-ai dat de gândit și aș vrea să vin alături de tine data viitoare, când poate organizezi o excursie pentru noi cei de acasă.